pe inimă pentru dumneavoastră și, în primul rând, pentru mine în seara aceasta. Mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră se găsește în cartea Evanghelia după Marcu, capitolul 4. Și fiindcă sunt două versete, nu o să vă cer să vă ridicați, ar fi prea mult exercițiu fizic. Așadar, vreau, în loc să ne ridicăm și toți să stăm jos, să fim mai atenți la adâncimea cuvântului Dumnezeu și poate să facem liniște în interiorul nostru, să, în gândurile noastre și să lăsăm ca Duhul Domnului să ne vorbească în seara aceasta. Marcu, capitolul 4, versetul 22 și versetul 23 spune așa: căci nu este nimic ascuns, acoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Vreau să mai citesc o dată: căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Amin. Înainte să intru în mesaj, vreau doar să vă aduc aminte, pentru că nu s-a spus de dimineață, joia aceasta vom avea studiu în continuare, lecția 3, urmează disciplina rugăciunii. Am făcut meditație, am vorbit despre post și acum vrem să vorbim despre rugăciune sau despre disciplina rugăciunii. Vă invităm pe toți. Reflectând de la știrile ultimelor luni de zile, țineți minte că una dintre lecțiile pe care le-am învățat la disciplina meditației este că uneori există acest dezechilibru între faptul că unii stau numai cu Biblia în mână și nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă în jur, și asta este o problemă, pentru că n-ai cum să răspunzi, n-ai cum să devii o soluție la problemele oamenilor dacă tu nu știi problemele lor. Pe de altă parte, sunt oameni care toată ziua stau cu ochii la știri sau la televizor sau oriunde stau în ziar și niciodată nu-și mai găsesc timp ca să reflecte asupra celor evenimente în lumina Scripturii. Deci trebuie acest echilibru și între știri și între evenimentele politice, economice și așa mai departe, și între Scriptură și ceea ce Dumnezeu ne spune despre aceste evenimente. Așadar, am încercat să reflect mai mult asupra acestor evenimente în ultima vreme, mai ales fiindcă, de ce să nu spunem adevărul, ultima vreme e imposibil să nu auzi ceva despre DNA și fapte de corupție. Reflectând la știrile ultimelor luni de zile cu privire la activitatea DNA și demascarea tuturor politicieni și multe alte lucruri, gândul mi-a zburat în cel puțin în câteva rânduri, în câteva contexte, imediat la acest pasaj din Sfânta Scriptură, Marcu, capitolul 4, versetul 22, care ne aduce aminte acest lucru, că nu este nimic ascuns, frați și surori, ascultați-mă bine. N-ai cum să ascunzi ceva de ochii lui Dumnezeu în primul rând și, de ce nu, mai devreme sau mai târziu, chiar și de ochii oamenilor, fără ca mai devreme sau mai târziu să nu iasă la lumină. Cuvintele lui Iisus sunt așa de clare și pe înțelesul tuturor din seara aceasta aici. Nu cred că trebuie să explicităm foarte mult. Lumina întotdeauna biruie întunericul. Orice faptă făcută în ascuns, între așa zis și prieteni confidențial, căci știm că toți avem câțiva prieteni la care îi spui anumite lucruri mai adânci, anumite secrete, chiar și acele secrete spuse între prieteni, mai devreme sau mai târziu, ies la lumină. Și observați cum se demască unul pe altul, pentru că realitatea este că singurul prieten adevărat este Hristos. Toți ceilalți pot fi pentru o perioadă, dar orice om te poate dezamăgi. Vorbele șoptite la ureche, într-o cămeruță, spunea Domnul Iisus, vor fi propovăduite de pe acoperișul casei. Și dacă vrei să-i dăm o notă așa profetică pentru zilele noastre, vorbele pe care tu le-ai spus într-o comeruță cu prietenii tăi vor fi șoptite sau vor fi propovăduite de la sediul de televiziune, oriunde ar fi acesta. Matei 10:27. Exemplele biblice pot continua și confirma lucrul acesta, că lucrurile pe care tu le spui în ascuns sunt sau ies la iveală. Însă în seara aceasta n-aș vrea să ne uităm atât de mult la ce fac DNA, ce face DNA-ul și ce fac politicienii noștri, care unii sunt la închisoare și alții sunt în arest la domiciliu, ci mai degrabă aș vrea să ne gândim la ce facem noi cu viața noastră și să tragem câteva concluzii cu privire la acest verset pe care Iisus vrea să ne le aducă aminte în seara aceasta. În primul rând, pentru noi toți în seara aceasta, vreau să fiți foarte atenți, nu te lăsa păcălite de diavolul sau de orice prieten bun, indiferent cine ar fi acesta.
care încearcă să spună că nu va afla nimeni. Frați și surori, nu există așa ceva. Nu va afla nimeni este o iluzie. Indiferent dacă este diavolul care spune că fă chestia asta și e singur, ascuns în cămeruța ta și nu află nimeni, nu o să știe nimeni, nici măcar părintele tău, nici măcar X sau Y, asta este cea mai mare minciune pe care diavolul sau prietenii sau cei din jur încearcă cumva să ne tragă și pe noi în acest joc murdar. Deci nu te lăsa păcălit de diavolul sau de prieten sau de oricine altcineva că atunci când îți șoptește la ureche nu va afla nimeni, pentru că asta e o mare minciună. Prea mulți oameni cad în această căpcană, printre care mă amintesc și eu aici. Crezi că nu va afla nimeni. Te uiți în Scriptură, vezi un Acan care după ce fură sau după ce ea ascunde în cortul lui acolo, în mijlocul sau dedesubtul cortului, știind sau crezând că nimeni nu va afla, și aflăm mai târziu un pic că iată că Dumnezeu este Cel care știe totul. Și mai devreme sau mai târziu chiar și poporul știe cine este făptașul și cel care trebuia să moară. Avem un David care crede că nimeni nu va afla, dar de asta încearcă tot să-l împingă pe soldatul lui în față, însă se află și la el adevărul, pentru că este un profet care spune: auzi David, ce ai făcut tu, Dumnezeu știe și se va afla și în dreptul poporului. Există un Anania și Safira, o familie care spune că nimeni nu va afla ce am făcut noi, dar să știți că mai devreme sau mai târziu Duhul Domnului va descoperi. Când auzim că nu va afla nimeni, din păcate acest nimeni niciodată nu ia în calcul pe Dumnezeu, și aici este marea greșeală, marea minciună. S-ar putea ca unii oameni de pe pământul acesta să nu afle niciodată, dar există un Dumnezeu care știe și află, și dacă El vrea și va avea într-o zi, va da pe față toate faptele ascunse făcute la întuneric. Dumnezeu este pretutindeni, a cărui prezență este pretutindeni și a cărui ureche ascultă orice conversație. Și interesant, chiar și conversațiile făcute în adâncul mării. Știți despre cine vorba? Despre Iona. Când crezi că nimeni nu te ascultă, ești în adâncul mării și acolo zici că nu mai există șansă pentru tine, este un Dumnezeu care ascultă chiar și ce este sub mare. De aceea, frate și soră, dragi tine și dragi adolescenți, să nu credeți niciodată această minciună, indiferent unde te afla, în fața calculatorului, la școală, acasă, în orice alt context, că nu va afla nimeni. Dumnezeu în primul rând află. Și dacă El vrea, mai devreme sau mai târziu, vor afla și alții. Există chiar și un românesc care spune așa: pereții au urechi. Este un proverb tradus din limba engleză, care, a cărei semnificație este aceasta: ai grijă ce spui, că s-ar putea să fie cineva în preajmă care îți ascultă conversația. Vi s-a întâmplat vreodată să spui ceva și după aia nici măcar să nu-ți dai seama că cineva pe partea cealaltă a ascultat tot ce spuneai? Am auzit recent de o persoană, e caz real, caz concret, o persoană care din greșeală a uitat să-și închidă telefonul. Apropo, e mare pacostești cu telefonul ăsta, smartphone. Cu alea vechi era mai simplu, dădai end și să încheia conversația. Acum, din greșeală, singur, să apasă și așa mai departe. Și cineva din greșeală a uitat să-și închide telefonul după conversație avută și din păcate a continuat discuția. Însă de data aceasta nu mai a continuat discuția despre alte persoane, ci bârfind persoana cu care tocmai vorbise la telefon. Deci caz recent, nu cred că sunt 2-3 luni de zile când am auzit lucrul acesta și am zis ce tragic. Bineînțeles că rezultatul a fost unul dezastros. Relații rupte, scenarii care mai de care mai, nu știu, mai înflorite, știți? Când afli ceva despre tine și mai ales că este cineva care spui că ține la tine și vezi sau auzi ce vorbește despre tine, începi să-ți faci fel și fel de scenarii. Dacă au fost și în altă dată când m-a vorbit de rău, cine știe ce a mai zis despre mine? Cine știe cu cine a mai vorbit despre mine? Resentimente, neiertare și așa mai departe. Așadar, nimic care noi credem că este ascuns și în secret, nimic nu rămâne acolo, ci va ieși la iveală. Toate acestea, deoarece vreau să vă spun că așa de ușor, apropo de ce spunea fratele Horodincă de dimineață, uităm cuvintele lui Iisus și bineînțeles că lucrul acesta ne afectează foarte, foarte tare. De aceea Mântuitorul chiar că încheie avertizmentul său cu: cine are urechi de auzit să audă. Cu alte cuvinte, dacă vrei să fii un om înțelept, ascultă cuvintele Domnului și înțelegi în seara aceasta că n-ai cum să scapi de judecata lui Dumnezeu și că deodată n-ai cum să scapi chiar și de judecata oamenilor, și vedem ceea ce se întâmplă în lumea aceasta politică. Mutând discuția însă la o latură un pic mai personală, oare câți dintre noi nu am căzut în această capcană? Facem lucruri ascunse crezând că nimeni nu va afla și din păcate mai devreme sau mai târziu se află. De câte ori trebuie să mai cădem și noi ca să ne mai învățăm lecția?
Principiul, cred că de bază, rămâne acesta. Dacă nu poți spune lucrurile rostite persoanei în cauză, deci dacă nu poți să-i spui lucrurile acelea persoanei despre care vorbești, mai bine nu le mai spui de la început altuia. Dacă n-ai tăria de caracter să-i spui persoanei în față cu blândețe, cu dragoste și așa mai departe adevărul și îi bârfești pe la spate pe altul și dacă ai merge să confrunți persoana cu acele cuvinte, dacă n-ai acea tărie, mai bine puneți un semn de întrebare dacă trebuie să spui ceva. Dincolo de vorbele noastre, care știm că în era aceasta tehnologică și bineînțeles cu un aparat de stat precum SRI-ul, știm fără niciun fel de dubiu că orice conversație e ascultată. Deci știm lucrul acesta. Deci dincolo de lucrul acesta, cred că trebuie să fim atenți și la faptele noastre. Și aici vreau să fiu foarte explicit, mai ales pentru tineri, pentru că aveți și eu, avem o viață de dus înainte. Și pentru dumneavoastră, care sunteți la 40, la 50 de ani. Orice compromis mic, orice scăpare de imoralitate, oricât de mic ar fi, crezi că nimeni nu te vede, crezi că nimeni nu aude, crezi că nimeni nu va ști. Orice faptă neinspirată, să nu-i spun altfel, făcută atunci când poate nu dădeai nici măcar doi bani pe cine ești tu și pe personalitatea sau pe reputația ta, te va ajunge din urmă și va fi motivul căderii tale sau cel puțin a disprețului tău. Frați și soră, n-ai cum să scapi de lucrurile acestea. Și mai ales când suntem tineri, credem că faptul că acum facem niște fapte care sunt așa tinerești nu ne vor afecta. Greșit, nu se poate să nu fie cât mai greșit. Orice fapt, oricât de mic ar fi, mai devreme sau mai târziu, că e vorba de afaceri, că e vorba de o relație, că e vorba de biserică, că e vorba de școală, orice lucru, dacă îl faci pe ascuns, crezi că nimeni nu va ști, mai devreme sau mai târziu va fi dat pe față și va fi motivul căderii tale sau cel puțin a disprețului tău. Vreau să vă dau cel mai recent caz pe care l-am întâlnit și poate cel mai trist caz pe care l-am întâlnit. Acum câteva luni de zile, dacă țineți minte, poate chiar un an de zile, am vorbit despre disciplina rugăciunii. Și am vorbit atunci despre un caz, un fenomen din Coreea de Sud, dacă țineți minte, fenomenul Muntele Rugăciunii, în orașul Osanri din Coreea de Sud. V-am vorbit atunci despre fondatorul acesta. Țineți minte numele lui? Știe cineva? Pastorul David Yonggi Cho. Vreau să vă spun că recent am citit pe net și m-a zguduit ceea ce am auzit. Cazul lui David Yonggi Cho este unul trist. Pastorul acesta, fondator al uneia dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare biserică, numără aproximativ 1.900.000 de membri, cum avem noi, 160 și încercăm și noi să creștem. Slavă Domnului pentru orice creștere. 1.000.000 de membri. Ai spune, Domnule, asta e biserică de succes. Om de om ar fi ăsta, asta trebuie pus așa pe perete undeva sfânt și să ne închinăm la Dumnezeu. Domnule, ăsta e cu adevărat un om al lui Dumnezeu. Uitați ce se întâmplă. Când faci o faptă ascunsă, crezând că nimeni nu te vede. Ce s-a întâmplat cu David Yonggi Cho? Un blog de știri creștine, www.știricreștine.ro, dacă vreți să intrați, ne lemurește. Și am luat direct de pe site. Titlul este următorul. Pastorul corean Yonggi Cho a fost condamnat la 3 ani de zile de închisoare pentru deturnare de fonduri. Și mai departe lămurește cazul acesta. Pastorul cel mai mare biserici evanghelice din lume a fost condamnat împreună cu fiul său la 3 ani de zile de închisoare cu suspendare pentru deturnarea 12 milioane de dolari din fondurile bisericii. Apropo, de ce vrem noi să fim transparenți cu revista și cu cheltuielile? Instanța l-a obligat de asemenea să plătească o amendă în valoare de 4,6 milioane de dolari conform unor rapoarte transmise din orașul Seul. Instanța, apropo, și de fapte bune și de fapte rele. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Oarecum aduce un echilibru. Instanța a luat în considerare și faptul că pastorul Cho a contribuit la bunăstarea, a contribuit deci la bunăstarea socială de-a lungul anilor, motiv pentru care pedeapsa lui a fost un pic mai indulgentă. Deci n-a fost cu executare, ci cu suspendare. Deci și faptele rele, dar și alea bune te vor urmări mai devreme sau mai târziu. De fapt, titlul, mesajul meu este acesta. Când faptele din urmă, sau nu, când faptele te ajung din urmă. Cazul lui David Yonggi Cho este unul exemplar, dacă vreți, și trist în același timp, pentru că n-ai cum să ascunzi anumite lucruri, indiferent că e vorba de bani sau că e vorba de imoralitate sau că e vorba de o minciună. Și să rămână așa. Putem muta direcția de la domeniul bisericesc, pentru că nu toți sunt afectați de lucrul acesta, spre orice alt domeniu pe care vezi dumneavoastră. Sportivi, dopați, puși
duși în închisoare pentru că nu știu pe cine au violat. Cazul concret al lui Lance Armstrong, care a fost marele biciclist al Americii, 7 campioane, 7 titluri, medalii de aur, a fost retrase pentru că l-au găsit ulterior că se dopase în tot acest timp. Și multe alte cazuri de sportivi, actori, a căror fapte se aud mai târziu și bineînțeles că toată faima se duce pe apa sâmbătei. Oameni de afaceri, n-ați auzit atâția oameni care au dat kicks mai devreme sau mai târziu? Uitați-vă ce se întâmplă în lumea actuală a afacerilor. Președinți, caz concret a fost Bill Clinton, noi știm cu toții despre aventura lui amoroasă cu Monica Lewinsky. Să nu ne grăbim însă să aruncăm cu piata doar la aceștia, pentru că vorba lui Costache Ioanid are el o poezie și spune așa: nu-i singur Iuda vinovat. Așadar, mutându-ne discuția de la ce fac alții și mari oameni, haideți să privim spre noi în seara aceasta și să ne întrebăm: oare cumva sunt anumite lucruri din viața noastră pe care noi le ascundem și nu vrem să le mărturisim sau nu vrem să le aducem la iveală sau nu vrem să ne pocăim de ele? Dacă da, în seara aceasta cred că e timpul să luăm aminte la cuvintele lui Iisus, mai devreme sau mai târziu. Că ești David Ion Ghicio sau că ești un simplu măturător într-o biserică, mai devreme sau mai târziu, orice fapt ascunsă va ieși la iveală. Aș vrea să mai învățăm o lecție din acest capitol, din Marcu, capitolul 4, versetul 22. În al doilea rând, dacă aș fi să reformulez oarecum avertismentul lui Iisus și să-l pun într-o notă mai pozitivă, aș spune așa: orice faptă bună, făcut un ascuns, va ieși la lumină și va primi răsplată. Acest lucru, Pavel ne aduce aminte de acest adevăr și ne spune așa în 1 Corinteni 4:5. Iată ce spune Scriptura în 1 Corinteni 4:5. Mă întorc la al doilea principiu din Marcu 4. Orice faptă bună, să nu credeți dumneavoastră că rămână uitată. Dumnezeu este Dumnezeu care contabilizează absolut tot. Și mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu și cei din jurul tău vor afla și vei fi răsplătit pentru ceea ce ai făcut. Uitați ce ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:5. De aceea să nu vă grăbiți să judecați oamenii, pentru că noi avem tendința să judecăm după ultima apariție sau după ultimul eveniment. Nu, nu, înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi chiar și gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda, sau poate dacă vreți o sândă, de la Dumnezeu. Solomon mai departe ne spune același lucru, Eclesiastru, capitolul 12, versetul 14, același adevăr, același principiu, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. O va aduce la lumina reflectoarelor și toți vor vedea. Aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bun, fie rău. Am văzut partea rea în prima parte. Haideți să vorbim un pic și de faptele bune. Pentru că avem tendința adesor să credem că dacă facem ceva și dacă cumva încercăm să facem bine, Doamne, nimeni nu mă recunoaște, nimeni nu mă apreciază, nimeni nu vede. În această seară, frate și soră, vreau să-ți aduc aminte că este cineva care va vedea ce faci tu ascuns, va vedea ce faci tu pentru alții și îți va răsplăti la vremea potrivită. Așadar, bucură-te și încurajează-ți în această seară. Mai devreme sau mai târziu se va afla, răsplata vine. Chiar dacă uneori vine răsplata întârziat, ea va veni. Și dacă țineți minte, chiar și în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos ne aduce aminte de acest principiu. Milostenia făcută în ascuns, când nimeni nu te vede, postul făcut în ascuns sau rugăciunea făcută în ascuns, tu și Dumnezeu în cămeruță, chiar dacă sunt făcute în ascuns, toate acestea vor primi o răsplată. Și Tatăl vostru care vede în ascuns va răsplăti. Dumnezeu Tatăl se angajează să se țină de această promisiune. Și vedem nu numai că din Noul Testament că se ține de această promisiune, vedem acest lucru chiar și în Vechiul Testament. Și vreau să vă dau cazul cel mai grăitor, cel mai bun în privința aceasta. Cazul lui Mardoheu. Ați auzit de Mardoheu, așa-i? Sigur că ați auzit de el, mai ales cei care citesc Scriptura. Mardoheu este un personaj secundar, așa-i? Nu el este personajul principal din cartea Estera, știm lucrul acesta. Și totuși, el joacă un rol așa de important pentru istoria poporului evreu. Faptul lui curajos de a nu se pleca înaintea lui Haman,
Măcar că Haman era un cineva pe vremea aceea. Faptul că el spune, știi ce, eu nu vreau să mă plec, pentru că eu am un Dumnezeu în fața căruia mă plec și el vede dacă vei face lucrul acesta. Chiar dacă este un mic compromis aici cu tine, eu nu vreau să fac lucrul acesta. Faptul acesta curajos, cuplat cu, apropo, gestul lui frumos. Nu trebuia să spună, știți că a aflat că urma să fie omorât împăratul și el face un lucru extraordinar. Ce spune Biblia că face în Eclesiastul capitolul 3, capitolul 2? Spune Biblia că, fiind un cerșetor acolo la poartă, a auzit și el că doi oameni din curtea împărătească unelteau împotriva împăratului. Și Biblia spune că atât de mult i-a păsat lui Mardoheu despre soarta împăratului, măcar că putea să spună, uite și pe ăsta, da? Să moară, că și așa merită. Eu sunt cerșetor toată viața mea și poate cerșetor vei rămâne toată viața mea. Însă Mardoheu a înțeles un lucru, că viața oricărui om, indiferent că ți-e dușman sau că ți-e prieten, trebuie prezervată. Și spune Biblia în Eclesiastul capitolul 2 că i-a spus Esterei și Esterei i-a spus mai departe împăratului. Dumnezeu s-a implicat, atenție, în mod dramatic și supranatural în viața lui Mardoheu. Și haideți să vedem în cel puțin două aspecte în care Dumnezeu se implică și promite că orice faptă făcută, oricât de mic ar fi înascuns, va primi răsplată. Estera, capitolul 6, ne spune Biblia că Dumnezeu are grijă ca bunătatea lui Mardoheu, chiar dacă a fost uitată pentru o perioadă în viață, să nu fie uitată veșnic. Estera 6 ne spune că Dumnezeu a trimis un duh de tulburare peste împărat și nemai putând dormi, slavă Domnului că pe vremea aceea nu erau televizoare, că probabil și-ar fi petrecut toată noaptea la televizor, săracul Mardoheu, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu el, dar în fine, nemai putând dormi, s-a apucat să citească. Și spune Biblia că nemai putând dormi s-a apucat să citească și a poruncit să se aducă cărțile. Versetul 2. A găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la cei doi care au vrut să-l omoare pe împărat. Și versetul 3. Împăratul a zis, ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru lucrul acesta? Nu i s-a făcut nimic, împărate, au răspuns aceia pe care slujeau împăratului. Dumnezeu a trimis acel duh de tulburare peste împărat, pentru că știa Dumnezeu că în curând va avea să se întâmple ceva tragic în viața lui Mardoheu și Dumnezeu s-a implicat în mod supranatural și într-un mod direct și a spus, de data aceasta intervin eu, Mardoheu. Până acum tu ai fost cel care ai avut grijă de ei, acum eu sunt cel care am grijă de tine. Mai mult, Dumnezeu orchestrează toate evenimentele perfect, la timp, zici că e un film. Toate se întâmplă la secundă, uitați ce se întâmplă aici. Culmea ironiei, în dimineața când Haman, omul rău care vrea să-l spânzure pe Mardoheu, în dimineața când Haman este hotărât să-i ceară împăratului să-l spânzure pe Mardoheu, în noaptea aceea, cu o noapte înainte, împăratul are această descoperire despre Mardoheu și este hotărât, spune Biblia, să-l cinstească. Și bineînțeles că vine dimineața Haman pregătit să-i spună, uite împărat, am și o cerință în fața ta. Și îi spune împăratul, stai un pic, înainte să-mi spui cerința, vreau să te întreb ceva. Ce ai face pentru un om care te-a iubit atât de mult încât ți-a spus că vei muri? O, împărate, păi, normal că te-ai cinsti. Foarte bine, uite, ia-l pe Mardoheu și du-te și fă asta. Cum credeți că a primit Haman mesajul acesta? Acum 5 minute ești gata să-l omor pe ăsta, să-l spânzuri. Dintr-o dată trebuie să-l duci într-un loc de cinste și să-l pui în fața tuturor și să spună o faptă ascunsă, un lucru bun pe care l-a făcut Mardoheu. Poate el nici măcar nu s-a gândit, nu i-a trecut prin cap vreodată că avea să fie mare dintr-o dată cinstit pentru o chestie că a încercat și el să prezerve viața unui om. Dar Dumnezeu a văzut din ceruri inima lui Mardoheu și a știut că ăsta este un om potrivit după inima mea. Știți povestea mai departe. Vreau să mă întorc la acest principiu. Orice gest mic pe care dumneavoastră sau eu îl fac, orice dovadă de altruism sau bunătate sau chiar credincioșie, făcut atunci când erai un nimeni în drum, atunci când nimeni ar fi dat doi bani pe tine, atunci când poate aveai puține resurse, te va ajunge din urmă și motivul pentru care Dumnezeu te va cinsti la vremea potrivită. Să știți că este o vreme când Dumnezeu face lucrul acesta. De aceea trebuie să rămâi credincios lui Dumnezeu când ai puțin și în puțin și Dumnezeu te va pune peste mai mult. Așadar să urmăm îndemnul lui Pavel care spune așa în Galateni, capitolul 6, versetul 9. Așa de frumos spune Pavel și vreau să fie o încurajare pentru dumneavoastră și pentru mine, apropo de adunarea generală de dimineață, câte lucruri bune se fac. Galateni 6, cu 9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită, frate și soră,
Vei secera împreună cu mine dacă nu vom cădea de oboseală. Să nu obosim, să mergem înainte, știind că Dumnezeu vede și va răsplăti nascuns. Sau vede nascuns și va răsplăti în public. Ultimul lucru pe care vreau să-l învățăm în seara aceasta legat de Marcu 4:22 este următorul. Există o anumită povară pe umerii celui care ascunde anumite fapte sau vorbe. Acum, cred că toți de aici am experimentat presiunea aceea psihică sau cel puțin emoțională sau de ce nu chiar și fizică. Când vine vorba de un anumit lucru păcătos sau, hai să spunem, rușinos din viața noastră. Știți că există o presiune. Trebuie o viață întreagă să ascunzi în un anumit lucru pentru că, Doamne ferește, cineva să află ce ai făcut tu în trecut. Psalmistul David spunea la un moment dat într-unul din psalmul lui, câtă vreme am tăcut, sau altfel formulat, câtă vreme am ascuns păcatul acesta, ce spune Biblia? Mi se topeau oasele de gemetele mele. Cu alte cuvinte, mă durea, nu doar fizic, dar și psihic și emoțional. Nu puteam să mai ascund chestia asta și a trebuit mai devreme sau mai târziu să spun, Doamne, uite ce am făcut. Pe lângă dovada aceasta biblică, că trebuie să spunem mai devreme sau mai târziu, dacă nu vrei ca DNA-ul să vină după tine, apropo de chestia asta, vreau să vă prezint și ce spun specialiștii, oameni în zilele noastre. Păstrarea unui secret sau unei fapte ascunse cu timpul devine un lucru foarte dificil de făcut. Vreau să spun un secret, dar să rămână între noi, știți? E cel mai groaznic lucru, să ții secret o viață întreagă, da? Dacă lucrurile nu ies la iveală de la început și aici foarte bine mai devreme decât mai târziu să spui un lucru, atunci tăcerea sau ascunderea devine un lucru foarte periculos, să știți. Știți de ce? Pentru că în timp ce tu ascunzi, poate 5, poate 10 ani din viața ta, în timpul acesta tu s-ar putea să fii promovat. S-ar putea să fii promovat în biserică, s-ar putea să fii promovat ca David Yonghi, ce o să devii cel mai mare pastor și dintr-o dată să fii pus în viața publică și în spațiu public și mii și milioane și 10.000 de oameni să te vadă. Și dintr-o dată este mult mai greu să descoperi ceea ce tu ai făcut în ascuns. Te vei ascunde din ce în ce mai mult. În acest timp de ascundere îți clădești un nume și evident că nu-ți mai convine să mai cazi sau să iei de la capăt cu clădirea numelui. În acest timp îți stabilești anumite legături sau prietenii sau un anumit statut și ți-e greu să te mai cobori la un alt statut când alții află despre tine că nu ești chiar ceea ce crezi că ești sau ceea ce spui că ești. În acest timp poate ai fost chiar promovat la locul tău de muncă și ții cu dinții de noua ta poziție și bineînțeles că te interesează poziția ta, deci vei ascunde faptele sau vorbele mincinoase. De aceea este foarte greu și medical vorbind este dificil să ții un secret. Studiile recente demonstrează că orice lucru ascuns afectează în timp chiar și judecata, știați lucrul acesta? Începi să trăiești un dezechilibru, un fel de schizofrenie. Știi ceva în inima ta, trăiești un lucru în inima ta, dar în afară trăiești altceva și asta devine o schizofrenie și cu timpul te afectează chiar și judecata, chiar și intelectul tău este afectat. Chiar și productivitatea ta în viață este afectată. Nu mă credeți? Uitați ce spun cei de la Universitatea Berkeley din California, unde cel mai recunoscute din domeniul acesta. Aceștia susțin că există o epuizare ca urmare a grijii constante și spuneți-mi dacă este adevărat sau nu. Există o epuizare fizică ca urmare a grijii constante față de ceea ce vorbești sau ceea ce gândești și ceea ce spui. Mereu ești atent să nu dezvălui ceva din secretul, pentru că știți cum e, câteodată un cuvânt deplasat, spus cuiva care nu trebuie, s-ar putea să dai la iveală ce ai avut în inima ta. Și atunci ești mereu atent, îți construiești frumos argumentele. Știi să ambalezi așa de frumos fapta ta, ca să iasă frumos până la capăt. Și neurologic vorbind, există probleme. Presiunea de a ține ceva ascuns poate afecta chiar și somnul. Sunt oameni care apar așa zisele stări când ți se pare că mintea ta o ia razna, când efectiv gândurile sar dintr-un loc în altul și îți construiești fel și fel și fel de scenarii. Dacă află șeful, ce se va întâmpla cu mine? Dacă află șeful și mă dă afară, ce se întâmplă cu familia mea? Și atunci prefer să ți-i ascuns. Problema este că te afectează psihic. Problema este că afectează pe cei din jur. Ei văd că ceva se întâmplă, dar nu știu exact despre ce e vorba. Și mai mult, să știți că lupta nu este doar în afară cu ceilalți, lupta este una înăuntru. Să știți că a păstra un secret este o luptă cu tine însuți, teribilă. Pentru că uneori ești nevoit să minți
pentru a nu te da de gol. Ești nevoit uneori să creezi anumite scenarii pentru a nu da de gol acele fapte ascunse. Și fiindcă nu mai poți să ții standardul, să zicem că ai căzut într-un păcat de imoralitate, evident că nu mai poți să vorbești despre puritate sexuală, corect? Și atunci, când nu mai poți să vorbești despre lucrul acesta, vei coborî standard, nu îl vei ridica acolo unde trebuia să fie de la început. Și lupta aceasta devine una așa de mare, așa de grea cu tine însuți. Sunt, vor fi anumite subiecte pe care în adins să le vei ocoli pentru că știi că nu poți să vorbești despre ele, pentru că se va da pe față ceea ce tu ai avut de fapt în inima ta. De aceea nu e de joacă cu faptele ascunse. Și numai că nu e de joacă cu oamenii, dar vreau în seara aceasta să o priviți altfel, nu e de joacă cu Dumnezeu, care dă pe față toate lucrurile. Nimic nu este ascuns care nu va fi descoperit. Acum, ca o scurtă paranteză, divulgarea anumitor lucruri din viața ta, poate lucruri rușinoase de altfel, trebuie făcută cu înțelepciune, da? Un moment potrivit, persoane potrivite, da? Dacă observați chiar și la televizor, nu vine în fața noastră și ne spune ce a făcut. Merge în fața unei audiențe care este expert în domeniu și acolo se divulgă. Chiar dacă televiziunea ne spune verzi uscate, realitatea este doar ce se întâmplă în acea sală de judecată. De aceea există momente potrivite și contexte potrivite și oameni potriviți pentru a rezolva anumite lucruri din viața ta. Deci să fim înțelepți și în privința aceasta. Închid paranteza. Principiul rămâne acesta, frați și surori. Orice om care ascunde anumite lucruri simte o presiune imensă în inima lor. Și aici se adeverește, apropo, unde e David? Unde e David? Adeverește proverbe. Am văzut că tot postez pe Facebook. Domnul să te ajute să rămâi tot așa puternic și să evangelizezi oamenii chiar și pe Facebook cu versete biblice. Proverbe 28, că tot ai citat recent din Proverbe 28, spune așa: cel rău fuge fără să fie urmărit. El trăiește întotdeauna cu o presiune constantă. Hoțul întotdeauna trăiește cu o presiune constantă pentru că crede că mai devreme și știe că mai devreme sau mai târziu cineva va afla. Aș vrea în concluzie să vă aduc aminte de câteva lucruri. În primul rând, Efeseni 5:8 ne spune așa: odinioară erați în întuneric, noi eram morți, spunea Cătălin mai devreme, dar acum sunteți lumină. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Cu alte cuvinte, orice fapt ascuns în întuneric, dacă ai făcut-o, să-ți pară rău, să te pocăiești, adu-o la lumină. Că dacă n-aduci tu la lumină, se va aduce la lumină. Dumnezeu are grijă să ducă la lumină și va fi vai și amar de tine. 1 Tesaloniceni 5:5 spune același lucru: voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Când ești fii ai zilei și nu ai întunericul, nu te ferești de oameni, pentru că atunci când ești în timpul zilei, există oameni în jur. Cei care fac fapte urâte în întuneric, noaptea, o fac pentru că vor să fie în ascuns. Sfatul apostolului Pavel este să umblăm ca niște copii ai luminii. Asta înseamnă să fie o carte deschisă. Asta înseamnă, frați și surori, sfințenie, dacă vreți, într-un cuvânt. Nu ai lucruri rele, n-ai nimic în inima ta să mai ascunzi. Tot ce a fost murdar, tot ce a fost de ascuns, ai dat pe față, ai spus cui trebuie, te-ai pocăit de acele lucruri, l-ai mărturisit și lui Dumnezeu și celor care trebuie să știe despre lucrurile acestea. Nu mai ai nimic de ascuns în inima ta. Asta nu înseamnă că nu mai vei greși sau nu greșești. Nu. Ci mai degrabă înseamnă că te mărturisești, te pocăiești și vin apoi înaintea Domnului și trăiești din nou în lumină. Pentru că în lumină ne vrea Dumnezeu să trăim și nu în întuneric. Atunci nu mai ți-e frică de DNA și vreau să vă spun că din ce în ce mai mulți oameni ajung acolo. Nu ți-e mai frică de SRI, nu ți-e mai frică de poliție, nu ți-e mai frică de comitet, nu ți-e mai frică de mama, de tata, de X și de Y. Nu ți-e mai frică pentru că n-ai nimic ce să ascunzi. Ești o carte deschisă. Trăiește ca un copil al luminii. Atunci trăiești cu un cuget curat. Nu numai că nu mai ai nimic de ascuns în fața oamenilor, dar nu mai ai nimic de ascuns înaintea ta. Nu mai trăiești schizofrenic. Una le spui altora și alta trăiești în inima ta. Nu. Ești cu un cuget curat. Atunci poți să spui păcatului pe nume. Poți ridica standardul mai sus, pentru că știi că ești un om nevinovat sau un om curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Atunci, oamenii din jur vor vedea faptele tale bune. Și spune Biblia, Matei capitolul 5, și îl vor slăvi pe Dumnezeu. Frumusețea trăirii cu Dumnezeu și în lumină
o vedem în 1 Samuel 12 și cu aceasta vreau să închei. 1 Samuel 12. Samuel, spre sfârșitul carierei, dacă vreți, știe că mai are puțin și va ieși de pe scenă. Iată ce ne spune în Scriptura ce a făcut Samuel. 1 Samuel 12, de la versetul 1 în jos. Samuel a zis întregului Israel: iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-a zis și am pus un împărat peste voi. N-a fost ușor pentru el. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, și acum uitați-vă ce înseamnă ca orice faptă să fie cu o carte deschisă. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi. Am umblat înaintea voastră tinerețe până în ziua de astăzi, da? Și uitați mai departe, se vulnerabilizează pentru că poate să o facă, pentru că e curat. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui. Cui i-am luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat eu mită ca să închid ochii sau cui i-am făcut eu nedreptate? Mărturisiți și vă voi da totul înapoi. Și versetul 4 este așa de frumos. Ei în unison cu toți au spus: nu ne-ai apăsat și nu ne-ai apăstuit și n-ai nimic și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. Și apoi versetul 5 încheie așa. El a mai zis: Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns: sunt martori. Frați și surori, închei cu aceste cuvinte. Dacă nu poți să spui ce a spus Samuel, aș vrea în seara aceasta să schimbi ceva în viața ta. Și primul lucru pe care să-l schimbi este să-ți aduci aminte sau să nu uiți niciodată acum încolo acest verset. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice a spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice a zgrăit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul casei. Mare atenție la ce vorbim, mare atenție la faptele noastre. Domnul să ne ajute. Amin.